Ok, suntem la subiectul 2. Ni se dau niște propoziții. Noi trebuie să construim atât în limbaj formal cât și natural. Ce ne cer ei? O să vedem imediat. Prima dată, haideți să identificăm propozițiile. Da? Nici o mașină de epocă nu este ieftină, o să fie SEP. Deci nicio nu este, da? Unii profesioniști sunt medici, o să avem SIP. Unii elevi din clasa a 12-a nu sunt premianți, o să avem SOP. Și toate filmele istorice sunt educative, SAP. Ok. Ni se cere să construim, atât în limbaj formal cât și în limbaj natural, contrara propoziției 1. O să facem aici pătratul. Da? Propoziția 1. Contrara. Propoziția 1 este SEP. Contrara propoziției este SAP. Deci contrara este SAP în limbaj formal, iar în limbaj natural o să avem toate mașinile de epocă. Sunt ieftine. Bun. La propoziția 2 mi se cere sub contrara. Propoziția 2 este SIP, sub contrara o să fie SOP. Deci am SO pe sub contrara în limbaj formal, iar în limbaj natural unii profesioniști sunt medici. Este propoziția inițială. Unii profesioniști nu sunt medici. Bun. La 3 o să avem contradictoria propoziției 3. Propoziția 3 este SOP, aici. Contradictoria, raportul de contradicție, o să fie SAP. Deci o să am contradictorie pe SAP. Unii elevi din clasa 12-a nu sunt premianți, iar SAP o să fie toți elevii din clasa a 12-a sunt premianți. Bun. Și propoziția 4. Subalterna propoziției 4. Propoziția 4 este SAP. Subalterna o să fie SIP, raportul de subalternare. Deci o să am subalterna SIP, iar în limbaj natural o să fie unele filme istorice. Sunt educative. Bun. Am construit în limbaj formal și natural propozițiile cerute. Mergem la punctul B. Trebuie să aplicăm operațiile de conversiune și obversiune pentru a deriva conversa și obversa corecte, atât în limbaj natural cât și formal. Propoziția 1 și 2. Propoziția 1 este SEP și propoziția 2 este SIP. În cazul propoziției 1, în cazul propoziției SEP, am conversiune și obversiune. Conversiunea este PES, se schimbă locul subiectului cu predicatul. În cazul obversiunii, scriu subiectul, schimb calitatea, E devine A și neg predicatul. Bun.
mașină de epocă și ieftină, PES, deci ar veni niciun ieftin, nu este mașină de epocă, niciun obiect ieftin, nu este mașină de epocă. Bun. Deci am SP. Da? Ok. Și în cazul 8 versiunii o să am toate S, toate mașinile de epocă. Sunt non ieftine. Bun. La 2 am propoziția SIP prin conversiune și prin obversiune. Prin conversiune o să am PIS și prin obversiune o să am, scriu subiectul, schimb calitatea, I devine O și neg predicatul SO non P. Bun. Subiect predicat, deci predicat medici, unii medici sunt profesioniști. Și din coace, la o versiune o să am unii profesioniști așa, o, adică nu sunt non pe non medici. Bun. Și am rezolvat și subiectul 2B. Mergem la subiectul 2C. Trebuie să construim convers o versie contradictorie propoziției 3. Propoziția 3 este SOP. Deci am propoziția SOP. Și o să-mi trebuiască obversa conversei contradictoriei. Prima dată contradictoria. Deci am propoziția SOP. Contradictoria este propoziția SAP. Bun. Întrebie, deci am contradictoria. Întrebie acum obversa contradictoriei. Deci aplic obversiunea și am SE non P. Am obversa, după care întrebie conversa. Prin conversiune o să am non P, E, S. Bun. În limbaj natural o să fie, numai puțin, P, premianți. Da? Deci niciun non P. Pot să pun non premiant sau, dacă vreți, niciun non elev premiant, E, da, nu este S, elev în clasa 12. Bun. Aici, din câte am văzut, puteați scrie și non pe O, S, adică o conversiune prin accident. Este corect și non pe ES, conversiunea prin accident de obicei nu se aplică în cazul în care se poate face conversiunea simplă. Se aplică în cazul propoziției SAP, atunci nu se poate face conversiunea simplă. Dar este o decizie pe care o luați singuri. Dacă se poate face conversiunea simplă, lăsăm conversiunea simplă. Bun, mergem la punctul B, obversa
contrare propoziției 4, propoziția 4 este SAP. Deci am propoziția SAP contrara propoziției 4 este SEP, raport de contrarietate. Deci am propoziția SEP care este contrara și îmi trebuie obversa propoziției SEP care este scriu subiectul, schimb calitatea și neg predicatul, este SA non-P, care în limbaj natural o să sune în felul următor. Toate filmele istorice sunt non-educative. Deci, încă o dată, sunt filme istorice pe educative. Toate filmele istorice sunt non-educative. Bun. Am rezolvat și subiectul 2C, mai avem subiectul 2D, în care avem doi elevi care au opinii, elevul X și elevul Y. O să scriem la A, în limbaj formal, opiniile celor doi elevi, deci ce zice primul elev, ideea conform căreia toți cei orgolioși sunt prea siguri pe ei înșiși, se poate deduce din faptul că toți cei prea siguri pe ei înșiși sunt orgolioși. Bun. Se poate deduce din faptul că, ceea ce înseamnă că acest argument este inversat, adică toți cei prea siguri de ei sunt orgolioși o să fie premisa și prima parte o să fie concluzia. Fiți foarte atenți, mai sunt situații în care opiniile elevilor nu sunt în forma standard, adică premisă-concluzie, e inversată premisa cu concluzia. Deci, pornim de la toți cei prea siguri pe ei, SAP, sunt orgolioși. Da? Bun. Ajungem la toți cei orgolioși, deci pe, sunt prea siguri pe ei înșiși, PAS. Deci, elevul X, în limbaj formal, spune că o propoziție SAP devine o propoziție PAS. Acesta este... aceasta este, în limbaj formal, opinia elevului X. Ce zice elevul Y? Zice că dacă, atunci. Aici, argumentul, opinia este în forma standard, premisă, concluzie. Și zice așa, că dacă unii oratori nu sunt experimentați, nu sunt experimentați pe, atunci, unii oratori, adică S, sunt I, neexperimentați, adică non-P. Aceasta este opinia elevului Y în limbaj formal. La punctul B, trebuie să precizăm incorectitudinea logică a raționamentelor formalizate. Păi, primul argument, prima opinie a elevului X este o conversiune sau, mă rog, încearcă a fi o conversiune, este o conversiune incorrectă. Deci argumentul este incorrect. Aici avem practic o obversiune și este corectă. Da? Aveți grijă, trebuie doar să precizăm corectitudinea. Atât, la punctul B. Și acum mergem la punctul C, unde ni se cere să explicăm
corectitudinea sau incorectitudinea logică a raționamentului elevului X. Deci, în primul caz, trebuie să explicăm corectitudinea sau incorectitudinea. Bun. Și aici, ca de obicei, știți că aplicăm regula distribuirii termenilor. În propoziția SAP, subiectul este tot timpul distribuit, predicatul nedistribuit și aplicăm regula, da? Ne uităm în concluzie, avem distribuit P-ul în concluzie, ne uităm în premisă, în premisă P-ul este nedistribuit, deci argumentul nu este corect pentru că încalcă regula distribuirii termenilor, iar voi o să trebuiască să scrieți în examen că termenul P este distribuit în concluzie și nu este distribuit în premisa din care provine. Da? Fiți atenți că trebuie să ziceți termenul P, nu predicatul, pentru că în concluzie termenul P este subiect. Bun. Am rezolvat și punctul 2D.